Deci, domnule Corneliu Bichineț, din Fuga Mare, dumneavoastră, care, iată, aveți și într-un din ziarele de astăzi un material frumos, eu l-am parcurs așa, doar cu ochii. În ce măsură umorul este particularitatea scrisului lui Corneliu Bichineț? Eu nu fug după umor. Domnul profesor, în urmă cu 25 de ani am fost nevoit să merg la înmormântarea unui om bun, că și ei mor. Dom'le, nu știu cum am avut așa, eu nu vreau să ajung cât mai rar pe la înmormântări, mă bucur de viață, le doresc la oameni sănătate, se bucure de soare, de toamnă, de frumos, dar oamenii mai și mor. Dom'le, și nu știu ce am spus eu acolo, de-am înveselit adunarea aceea, li s-a părut oamenilor că și mortul mai zâmbește. Adică o înmormântare mai paradoxal, mai veselă pentru că te bat oameni dacă... Da, bineînțeles, dacă nu e, sigur. Însă eu, pentru a... Era și în vârstă, când moare unul mai în vârstă, tânăr, așa... Sigur. E, știi cum e? Umorul nu trebuie să-l cauți. Eu nu caut neapărat să fiu spiritual. Merg într-o adunare. Am avut privilegiu și îl am să mă adresez la sute de oameni odată. Corect. Păi, te uiți în sală căror oameni te adresezi. Și mai ales să fii cald, domnule, să nu jignești. Chiar dacă unii de acolo îți sunt ostili, știi foarte bine că ți-au făcut rău toată viața, îi șlefuiești, îi șficiuiești, le dai cu biciu, nu cu parul în cap. Asta este umorul. Iar românul, de orice poate fi acuzat, dar care avea lipsă de umor, nu există. Uitați, mi-a plăcut o decizie, atenție, că să nu vă uitați vorba, dar mi-a plăcut o definiție a umorului. Adinea ori ați spus-o. Arta de a da cu biciu, nu cu parul. Da. Uitați, vineam într-o zi cu mașina dinspre Bârlad. Și a făcut cineva semnul, om așa, să l-am luat. Eu eram singur, l-am luat și, băi, ce mergi? Eu sunt macaragiu. Un om de 62-63 de ani ieșise la pensie, dar mai muncea pe unde putea cu macaraua ca să poată câștiga un bani. Trecând pe lângă Crasna, cunoscându-mi, dar nici matale nu ești Bichineț, așa la cu fanfarele, dar eu sunt domn. Și-o simțit el nevoia să se vorbească liber așa. Și-o spune, domnule, și noi când eram flăcăi, ne adunam aici la Albești, era dintr-un sat de Albești, și vinea un țigan de la Costești, Moș Dudu, parcă, nu cum eu. Și, deci, domnule, eram flăcăi în sat și făceam baluri, niște bordei de alea părăsâte, așa, probabil o cameră, un sfert cât asta, așa. Și ne adunăm flăcăii satului, fetele, odată țin minte, într-un colț, o cloșcă, l-am umplut pe țiganul ăla de pădui, de găină, așa, de să scărpina cu vioară și știe trei cântări. Și una la fântâna cu Uluc, o cântă jumătate de noapte. Și noi am zis, Moș Dudule, dar mai cântă, domnule, și matale altă cântare. Dar el zice, băi, de-ai fi tu sănătos să o joci pe asta, mă. Atât de mult mă distrat, așa, da, sănătos. Da. Țiganul ăla nu mi-era lăutat, de fapt. Știe trei cânte și el a zis, băi, cântă, mă, și tu altceva. Și lasă, domnule, să fii sănătos. De-ai fi tu sănătos să o joci pe asta toată viața. Și asta are un substrat, că țiganii nu-s proști. Bine, au un umor extraordinar și oricum ei sunt puși pe o leacă de păcăleală. Sigur. Nu există. Există umor țigănesc. Uite, am niște băieți la dacă te las așa, Cornel, tot interesant. Tu chiar ești foarte interesant. Numai una, vă rog. Am niște băieți la cules Porumb acum. Toți sunt țigani, dar foarte inteligenți. Tineri, 17, 18, 12 ani, și mă întreabă unul cu câteva zile. Domn profesor, domn Bichineț, dumneata știi care este diferența între o fată mare și un țigan? Păi, zic, nu. Și domnule, țiganul tot țigan rămâne, domnule. Corect. Ne întoarcem la festival. Bun. Mulțumesc pentru poantele astea bune și spuse cam cum e firea domniei tale. Festivalul ăsta, ediția 21-a, da, are niște vârfuri de exprimare? Da, domn profesor. În primul rând, eu îi invit pe cei care doresc să vadă spectacole de teatru să meargă în fiecare seară la teatru. Legătura începând pentru... de joi. Da, da, începând de joi. S-o ia cu directorul, tânărul director Lucian Onciu, care vine și el pe urmele altora. Apoi expoziția de caricatură de la muzeu și de la... Din piață. La primărie. Vom avea vineri
viziteu. Un nebun din oraș, de la noi, de aici, unul frumos și standul, așa că lui am scos o carte acum. Am și vrut toți. Păi împlinește 65 de ani, el scrie aforisme. O veni Popa Popas, care este un prieten mai vechi al dumneavoastră. El e un pic bengos. Așa. Dar am zis, băi... Vine mâine la ora 11 sau 12, da. Și teatre, mă rog, trupe din orașele din România, vom vedea care sunt mai buni, că nu știu eu de acum cum se prezintă ei. Teatru din Bârlad. O întrebare oarecum între noi. Ați văzut cartea intitulată Festivalul Național al Umorului. Da. Ce părere aveți și ce ar fi, care ar fi importanța ei? Domnule profesor, cărțile sunt importante pentru că depozitează în trecoperțele lor aproape o jumătate de veacă. Eu știu de cât vreme munciți la cartea aceasta, nu știu cei care vă critică. Dar culmea, vă critică cei care nu au scris în viața lor niciun rând sau eventual au făcut informări la securitate. Deci să nu vă mai impresioneze pe cei care denigrează pe oricare. Vă scrieți și voi, ca să lămurim lucrul. Eu nu știu dacă dumneavoastră aveți de gând să o aduceți în librării, dar 40 de ani de manifestare culturală, care, sigur, eu cred că ați fost destul de subiectiv încât să spuneți că cel mai important om în acești 40 de ani a fost dumneavoastră. Dar dacă pe lângă dumneavoastră mai sunt alte 20 de nume, este foarte bine. Sunt vreo 250-260 de nume. Atunci e perfect. Și deci cartea împlinește sau, cum să spune, completează, face ceva pentru festival? Domnul profesor, este foarte bine și la următorii 10 ani, când festivalul va împlini 50 de ani, eu m-aș bucura ca dumneavoastră să aveți aceeași forță și să scrieți 50 de ani de festival, nu de râs, la Vaslui. Nu de râs. Deci nu vreți să ne facem de râsul lumii nici de acum, nici după aia. Nu. Aș vrea să închei prin a adresa un mesaj oamenilor din județul Vaslui. Să iubească frumosul, să-și iubească copiii și să-i crească în spiritul patriotismului românesc, să meargă la activitățile culturale și să genereze binele ori de câte ori pot să o facă. Ridendo castigat mores. Mare Dixit.